Dragii mei, deschidem Biblia la Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11, vom citi până la versetul 15, pagina din Biblie 1221. Cuvântul Domnului spune astfel: Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alt, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Spuneam aseară despre un cuvânt care te face să tresari, care te face să te bucuri, un cuvânt care îți dă pace, îți dă liniște, și cuvântul acela se numește acasă. În seara aceasta vreau să fie invers. În această dimineață vreau să fie invers, să vă spun despre un cuvânt care nu te lasă să stai lejer pe scaun, un cuvânt care poate nu o să-ți cadă bine când o să mănânci mâncarea la miaz. Și cuvântul acesta înseamnă tribunal. Care dintre voi vă bucurați când auziți cuvântul tribunal, DNA? Nu știu cum e în italiană, dar la noi chiar ieri s-a sinucis un om, un director de firmă, pentru că ANAF-ul, agenția aceasta care verifică plățile, care verifică, da, ciubucurile și toate celelalte lucruri fiscale, au mers la el în vizită și omul acesta nu mai sta picior peste picior, nu și-a băut cafeaua, da? Nu a putut să fie lejer. Omul acesta a intrat în panică și panica aceasta l-a făcut să se omoare. Dragii mei, nu vă vorbesc despre un tribunal din Italia, nici de un tribunal din România, deși asta este un lucru grav, nu? Să primești acasă o citată și să zică ai fost chemat ca și martor în procesul nu știu care, e groasă, da? Sau ai fost chemat ca și om care a participat la un lucru, da? Poate, de exemplu, la o evaziune fiscală, da? E un lucru greu, da? Vreau să vă vorbesc astăzi despre momentul acela când oamenii nu o să mai stea pe scaun cum stați dumneavoastră astăzi. Nu știu cât de atenți ați fost la textul care s-a citit. Zice că am văzut pe morți mari și mici stând cum? Lejer, nu? În picioare. Și ascultați-mă, la cei mai mulți oameni care vor sta în picioare în ziua judecății, în genunchii, se vor bate unul de altul, da? Cum s-au bătut toți la Nebucadnețar. Pentru că genunchii care nu genunchează înaintea lui Dumnezeu, într-o zi se vor bate unul de altul, să știți lucrul acesta. Și astăzi vreau să mergem prin ochii credinței, astăzi vreau să ne uităm la acest text și să vedem cam ce este tribunalul lui Dumnezeu, ce este judecata lui Dumnezeu. Dacă ați fost atent la textul care l-am citit, ați observat că acolo un scaun de domnie mare și alb, pe cel ce ședea pe scaunul de domnie, adică pe Dumnezeu, ați observat marea care a dat înapoi pe morții care erau în ea, da? Deci ăia care au murit la Titanic în 1912, 1500 și ceva de persoane, și eu să fie acolo prezenți. Ați observat acolo pe morții mari și mici, nu numai aia mari, dar noi am vrea numai morții mari să fie, da? Politicieni, da? Oamenii cu funcții sus, nu. Morții mari și mici prezenți acolo, da? Am observat acolo un iaz de foc, am observat acolo o carte a vieții, am observat câte fac cărți ale faptelor. Dar eu în această dimineață vreau să vă vorbesc despre 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. Și în primul rând vreau să vă spun că la judecata de apoi nu va fi niciun absent. La judecata de apoi nu va fi niciun absent. Te rog să mă afișez 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Să nu creadă cineva că vorbim de la noi. Noi ne bazăm pe această carte care se numește Biblia, scrisă pe parcursul la 1500 de ani, de 40 de scriitori diferiți, da? Asta e frumos la Biblie, da? Biblia, deși e scrisă de 40 de scriitori, nu autori, scriitori diferiți, da? Este inspirată de o singură persoană și numele acestei persoane este Dumnezeu, da? Prin Duhul Sfânt, da? Și noi punem preț pe Biblie, da? Noi nu punem preț pe tradiție, ne punem preț pe Biblie, pentru că spunea Iisus Hristos, cerul, pământul, Uranus, Neptun, Venus, trec, se duc. Dar cuvintele mele nu vor trece, da? 2 Corinteni, capitolul 5 cu 10, căci cine vrea, da?
Păi dacă ar fi cine vrea, sigur n-ar veni nimeni. La tribunal, dacă nu mergi, te iau mascate de acasă, da? Nu. Căci toți, dacă au timp, da? Poate ești ocupat, poate lucrezi mâine și nu ai chef să vii sau nu poți să vii, nu? Că e interesant, și asta e o paranteză pentru voi. Pentru lucrurile care ne plac, ne facem timp, da? De exemplu, mai la rugăciune, dacă îți place, nu? Cum fratele care conduce rugăciunea, zice, frate, că se insistă pe Domnul ăsta, că tare frumos e Domnul ăsta. Da? Dar e interesant că pentru lucrurile care ne plac avem timp. Vă dau un exemplu. Când eram logodiți și aveam o întâlnire programată cu viitoarea soție sau cu viitorul soț și ploua afară, ce spuneai? Nu mai poți să vezi, zici. Îți cumpărai 10 umbrele dacă era nevoie. Da? Mereai, deci făceai orice, îți cumpărai, numai să merg la întâlnire, da? Înțelegeți ce spun, da? Dar dacă nu iubești lucrul acela, n-o să poți să vrei să fii acolo. Vreau să vă spun însă că aici e cu totul alt aspect. Nimeni nu iubește judecata lui Dumnezeu. Nimeni nu va vrea să fie prezent la judecata lui Dumnezeu. Pentru că acolo oamenii buni, să vă spun un lucru foarte important. Nu mai merge ca și în România cu plasă. Dar voi în tare nu merge, dar noi mai merge cu plasă, mai ceva în buzunar, mai, da, un apropo, ceva. Nu, aici nu mai merge așa. Mai merge că duc 20 de ouă sau 5 kg de făină sau văd eu ce duc. Da? Nu mai merge. În România mai merge, da? Căci toți trebuie să ne înfățișăm unde? Înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Trăim, dragii mei, într-o lume în care foarte multe lucruri sunt opționale. De exemplu, dacă vrei să faci școală de șofer, este un lucru opțional, da? Nimeni nu te bagă în pușcărie că nu știu să conduci mașină, nu? E un lucru opțional. Dacă faci o facultate, de exemplu, este un lucru opțional. N-ai făcut o facultate, nicio problemă, lasă. Sunt și alte locuri de muncă, sunt locuri de muncă care nu cer o calificare foarte mare, da? Trăim într-o lume, dragii mei, în care foarte multe lucruri sunt opționale, din păcate și prezența la biserică nu sunt opționale, da? Dacă faci greșeală să te legi de cineva, da? Dar de ce nu mai vine pe la biserică? Vin mai la Paști, la Crăciun, da? Automat, încep să apară probleme, da? Chiar culegeri de probleme, da? Vreau să vă spun, dragii mei, că trăim într-o lume în care pocăința a ajuns opțională, deși Biblia spune că Dumnezeu poruncește, da? Oamenilor să se... Deci e o poruncă a lui Dumnezeu, da? Nu-i porunca unui polițai, că asta e interesant. Îi oprește polițaiul pe stânga, întinde mâna și noi ne oprim. Și Dumnezeu și-a întins brațele pe cruce și nu ne oprim. Nu mi se pare interesant lucrul ăsta. O trimis pe fiul său, cum se spunea la ora de rugăciune, da? Știți care e diferența la noi? Noi iubim, dar n-am vrea să ne coste iubirea noastră. Da? Noi iubim. Pe Iisus Hristos l-a costat. Ioan 13:1. Știți ce spune acolo? Iisus care iubea pe ai săi, a iubit până unde? Dar care e capătul iubirii? Știți care e capătul iubirii? Iubirea aia care trece de cuie și cu asta vom încheia predica în această dimineață. Noi iubim, dar nu vrem să ne sacrificăm pentru iubirea care. Dar în momentul când ne doare iubirea, dar s-a legat cineva de noi, cineva a spus un cuvânt, soția a scăpat un cuvânt, soțul mi se pare că nu știu ce gândește, gata, mă retrag și nu mai iubesc. Iubirea adevărată, dacă mi știți care e? Iubirea care trece de durere, de cuie, de probleme, iubirea aia care iubește când eu nu mai merit să fiu iubit, da? Tu nu mereți să te iubesc, da? Biserica nu merită să fie iubită de Hristos. Că asta mă gândeam pe avion venind la voi. Pe când eram noi cum? Da, dar spune acolo ceva mai grav. Morți în păcatele noastre. Care dintre voi ar muri pentru un mort? Dragii mei, nu vă cere Domnul să muriți pentru un mort, să știți. Iisus a murit pentru noi pe când eram morți. Dumnezeu ne cere să trăim pentru frații noștri care sunt viață. Amen. Dar asta e interesant. Dumnezeu a murit pentru noi pe când noi eram morți și noi nu putem trăi pentru oamenii noștri care sunt vii lângă noi. Da? Întrebăm, ce mai faci, frate? Bine. Dar nu-i bine. Ar trebui să vezi că el nu-i bine. Dacă tu ești interesat de ceea ce face el, o să-ți dai seama că el nu-i bine. Revin. Vreau să vă spun, dragii mei, că pocăința nu este un lucru opțional. Pocăința este un lucru obligatoriu. Noi am plecat într-o zi din Eden, da? De la părtășie. Spune Biblia într-o zi în Geneza că Dumnezeu a venit singur la biserică. Dumnezeu a venit singur să se întâlnească cu omul, dar omul nu a fost prezent la părtășie. Ascultă-mă astăzi și vreau să spun la primul punct foarte important. Întotdeauna când păcatul va intra în viața ta, întotdeauna când păcatul va intra în inima ta și în familia ta, primul lucru care se va întâmpla, știți care e? Se va rupe legătura cu Dumnezeu și apoi se va rupe legătura cu Sfinții, să știți. Boala, cancerul, sida, hepatita, diabetul, o spus Habacuc, frigiderul gol, cămara goală, ajutorul social. Nu mă pot smulge din brațul lui Dumnezeu dacă eu sunt un om sfânt. Dar păcatul este singurul lucru care mă poate smulge din brațul lui Dumnezeu, să știți. Și Dumnezeu a venit într-o zi singur la părtășie și a strigat: Adame, unde
sau Adame, ce mai faci, cum ești? Nu. Adame, unde ești? Nu a fost o întrebare pusă, măi, poți să viața? Dacă nu, lasă eu, e treaba ta, lasă, facem singur astăzi, mergem și fără cântare, mergem și fără predică, facem o rugăciune, plecăm acasă. Nu. Dumnezeu era interesat pentru că între Dumnezeu și om o interveni păcatul. Și pentru că am început să absentăm, da? Că spuneam că am început să absentăm, da? Am început să absentăm de la prezența lui Dumnezeu, de la părtășie, de la adunare, de la închinare. Dumnezeu trimite un al doilea Adam pe nume Iisus Hristos ca să nu mai absentăm din noul Eden, adică din noul Ierusalim, din raiul lui Dumnezeu. Și spuneam poetul printr-o cântare extraordinară. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, asta e ziua de apoi, Apocalipsa 21, 22, 20, când cei sfinți se întâlnesc pe Domnul lor, mă prea să mai cânte cântările astea vechi, asta mă doare foarte mult. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când cei sfinți se întâlnesc pe Domnul lor, când străinul de care vorbeam aseară ajunge în patria sa, ce-o zis poetul? Ce tragedie, zice. Voi fi și eu acolo, așa au zis? Care știe cântarea? Slavă Domnului, voi fi și eu acolo, zis poetul. Adică o zis poetul, pentru mine e judecata, dragii mei. Pentru oamenii să fie judecata, nu e o problemă. Da? Dacă vii acasă transparent și ești transparent față de soția ta, tu poți să-i spui la fiecare minut unde ai fost astăzi, pentru că n-ai ce să ascunzi, da? Dar în momentul când tu știi că nu ești în păcat cu Dumnezeu, în momentul când tu știi că ai probleme, vreau să spun ceva, judecata pentru tine va fi o nenorocire. Știi ce mi se pare foarte interesant? Că trăim o vreme în care Iisus Hristos este îmbrăcat în haina de milă. Știți cum îl vor oamenii astăzi? Să fie îmbrăcat în judecător. Și Doamne zice, fă-mi dreptate cu vecinul meu, zice. Doamne, uite-te, nu mă băgați șeful, am trebuit să-mi facem plus, da? Și câteva sute de euro, nu mă băga. Doamne, arată că Tu ești puternic și că eu sunt fiul Tău, da? Așa vor oamenii. Așa vrem și noi uneori și vrem într-un mod greșit. Nu, Dumnezeu a zis așa, fiul meu încă are îmbrăcată haina de milă. Să știți, de milă. Noi vrem să aibă haina de judecată. Ascultați-mă, vine o zi când El va îmbrăca haina de judecată. Știți ce vor vrea oamenii? Milă. O să zică, Doamne, acum dacă ai avea milă, nu. Ascultă-mă ce spun astăzi. Nu există rugăciune pentru morți. Nu există ca dincolo de mormânt Dumnezeu să mai facă ceva. În momentul când eu și tu mori, se închide de dosarul vieții mele. Și în momentul când catalogul, de exemplu, vă dau un exemplu foarte practic. Eu vreau acum să mă duc în trecutul meu și să modific media de la liceu. Se poate? Da? Mă duc acum, mă duc, fac un cadou la cineva, la un profesor și zic, modifică media. Nu e adevărat. Catalogul s-a închis, a fost pus în arhivă. Rugăciunile pentru morți, pomenile pentru morți, lumânările pentru morți. Ce vreți voi, dragii mei, nu se mai poate realiza. Pentru că spune Biblia, omului este rânduit să moară unică de reîncarnare. Sună frumos reîncarnarea, dar nu e adevărată. Omului este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine cel mai tragic lucru, judecata lui Dumnezeu. 2. La judecata de apoi, dragii mei, vreau să vă spun că, pe lângă că nu va fi niciunul absent, nu va fi nicio probă lipsă. Nu va fi nicio probă lipsă. Să nu uitați lucrul acesta. Am întâlnit oameni care au zis, frate Cristi, zice, am un proces, zice, la București, zice, am un proces, zice, trebuie să mă duc altfel, mă ridică mascațe de acasă. Dar vreau să spun ceva, frate Cristi, zice. Da, când a fost o lume, a făcut anumite prostii, dar ei n-au toate probele mele, zice. N-au toate probele mele. Dragii mei, haideți să vă demonstrez că Dumnezeu are toate probele împotriva fiecăruia de aici. Matei 12 cu 36, te rog să afișezi versetul acesta. Oamenii vor da socoteală, Matei 12 cu 36, pentru ce? Frate, zice, mă bucur că ai venit pe la mine în vizită, zice, așa mă bucur, zice, ce gând, oare când pleacă? Înțelegeți, nu? Frate, pastor, zice, mă bucur să te văd, Domnul să te binecuvinteze, zice. Dar tu nu te bucuri. Te-ai fi preferat să nu fii în dimineața aia ca să predici tu în locul lui, da? Dar sună frumos, da? Sunt cuvinte care sună frumos, da? Nu. O spus Dumnezeu așa, oamenii vor da socoteala nu de laude, numai de cuvintele alea care sună frumos. De orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și acum zic cei din sală, slavă Domnului, dar nimeni nu știe gândul meu. Psalmul 139 cu versetul 1, versetul 2, versetul 3. Haideți să vedem ce spune psalmistul acolo. Sunt cuvinte grele, sunt cuvinte care nu ne plac. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, până aici, până la șiul ăsta, orice aparat video și orice aparat fotografic face lucrul acesta, da? Face zoom, da? Te apropie, îți face poză, vede scamă de pe cămașă. E suficient pentru noi, exteriorul, da? Pentru aia ne îmbrăcăm frumos. Dumnezeu merge mai departe și mă cunoști, da? Ce cunoști?
Știi când stau jos și când mă scol și de departe pătrunzi gândul, că nu mi-ajunge, știi când umblu și când mă culc, da? Și cunoști câte din căile mele. Doamne, slavă Domnului, zice, slavă ție, Doamne, că tu vezi numai că m-am dus la biserică. N-ai văzut că m-am dus la biliar, zice. N-ai văzut asta. Doamne, slavă ție, că te-ai văzut că m-am dus la închinare, dar n-ai văzut că m-am dus să împrumut pentru 50 de ani un lucru care venea meu, da? Da? Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști, dar mi-ai pune mâna la gură, era să mă scap, zice. Stai liniștit că înainte Dumnezeu deja te-ai scăpat, da? Deci Dumnezeu vede ce ai vrut să spui. Dragii mei, nu știu, pe mine mă îngrozește aspectul acesta, să știți. Acum facem o probă, dacă aveți, facem o probă, să afișăm gândul de voastră pe proiector. Deci s-a rupt pe ușa, vă spun sincer, s-a rupt pe ușa în două, cred că. Am luat-o la fugă, fără să mai așteptăm cu pacea Domnului de adunare liberă, da? Dar gândiți-vă, dacă noi ne rușinăm față de oameni, că dacă ne-ar cunoaște gândurile, cum ar trebui să stăm în fața lui Dumnezeu? Dragii mei, ascultați-mă, cea mai performant aparat foto și video nu e aparatul la care lucrează japonezii de 4 ani de zile. Știți ce vor să facă japonezii? Vor să facă, să poată face imagini la 90 de grade. Adică, dacă tu stai după stâlp, prin niște lentile speciale, deși eu nu te văd cu ochii, lentilele alea se poată face poză la 90 de grade. Am o veste bună pentru cei care umblă în sfințenie și am o veste tristă pentru păcătoși. Aparatul lui Dumnezeu face poze la 360 de grade. Tu mă înconjori pe dinainte și pe... Asta e demonstrația. Asta e 360 de grade, da? Acum vreau să vă spun ceva. Când eu făceam o prostie la părinți, nu vreau să se întâmple versetul ăsta. Să mă înconjoare pe dinainte și pe dinapoi, da? Mă înconjoreau cu câte o curea și câte nuia, da? Mă înconjoreau foarte bine. Dar eu când sunt în relație bună cu tatăl și vin la tata în brațe, el atunci mă înconjoare pe dinainte și pe dinapoi, ținându-mă în brațe și binecuvântându-mă. Spui mâna peste mine, da? Mă binecuvântez. Răspunea de Cristi zice, mai cam lovit, mai demonstrat, gândurile nu vor lipsi, vorbele nu vor lipsi, dar oare faptele vor lipsi? Păi da, v-am citit din Apocalipsa 20, da? Au fost judecați morții și vii după ce? După ce au vrut să facă și nu au făcut. Nu, după faptele care erau scrise acolo, da? Gând, vorbă, fapte. Și acum unii din sală, știți ce vă spune? Frate Cristi, vreau să spun ceva. E adevărat, am eu faptele mele rele, dar tu nu știi câți bani am dat de la biserica asta. Tu nu știi că eu trimit bani la un orfanat din țară și din banii aia care eu îi câștig, din zeciuiala aia, mănânc orfane din țară. Tu nu știi, frate Cristi, câte văduve în România trăiesc bine pentru că eu am făcut ceva, da? Și vă spun, frate Cristi, eu am permis să trăiesc în curvie, în minciună, în imoralitate, în pornografie, în alte lucruri care le trăiesc, da? În invidie, în nemulțumire, în mânie, în zavistie, în ceartă. Eu îmi permit astea pentru că eu am fapte bune făcute. Dar ce vreau să demontăm argumentul acesta, că prin fapte bune nu pot să-mi răscumpăr sufletul. Cum demontăm argumentul acesta? Vă dau un singur exemplu. Presupunem că un hoț fură 10.000 de euro în Italia, da? Merge și dă 9.000 de euro la un azil de bătrâni în numele Domnului, da? Și în momentul când judecătorul judecă, el se ridică și spune, domnule judecător, 9.000 de euro din cei 10.000. Eu i-am dat la cei care erau săraci, la un azil. Eu i-am ajutat pe oamenii ăștia. Scapă de închisoare. Păi de ce nu scapă? Că a făcut fapte bune, mai ales când erau banii lui. Eu știu să faci fapte bune cu care nu-s banii tăi, da? O spus Simon, care, la care a intrat Iisus Hristos în casă, zis, Simon zice, cu mirul ăsta se putea da banii săracilor, da? Dar el avea buzunarul plin. Deci totdeauna e ușor să facem fapte bune cu banii altora, da? Nu, Dumnezeu spune, cu banii tăi ce faci? Cu timpul tău ce faci? Da? Asta ca într-o paranteză. Dragii mei, eu nu pot să-mi răscumpăr păcatele mele prin fapte bune. Pentru că a spus Iisus Hristos, a spus Biblia, faptele mele bune sunt ca o haină murdară, da? Înaintea lui Dumnezeu. Care dintre voi umblă cu haine murdare pe acasă? Care dintre voi vine cu haine murdare la biserică? Păi dacă eu puteam prin fapte bune să-mi răscumpăr mântuirea, da? Iisus Hristos nu mai trebuia să coboare din cer. Ar fi spus Dumnezeu, faceți fapte bune cât puteți și la final vedem, dacă faptele bune sunt mai mari ca păcatele, atunci intrăm în rai. Nu. Eu nu pot să fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune astăzi pentru că am fost mântuit. Da? Pentru că am fost răscumpărat și, de exemplu, dacă Obama înfiază pe un drogat de sub poduri, da? E foarte bună imaginea asta. Drogatul ăla, indiferent ce fapte bune ar face, nu poate fi înfiat de Obama. Decât dacă lui Obama e milă de băiatul ăla.
Dar după ce Obama îl înfiază pe băiatul acela, ca să înțelegeți plastic, da? Băiatul ăla nu mai stă cu punga de aurulac în mână pentru că e fiul lui Obama. Ați înțeles ce spun? Deci orice face băiatul nu poate fi înfiat, dar dacă a fost înfiat de mila lui, președintelui, el trebuie să trăiască conform statutului în care este, da? Pentru aia un credincios, un pocăit, nu mai trăiește cum a trăit înainte. Alții vor să de chestii? Da, mi-a demonstrat că nu pot prin fapte bune să-mi răscumpăr păcatele mele, dar vreau să spun ceva foarte important. Când aveam vreo 20 de ani, am făcut și anumite păcate, dar până la 80 de ani nici nu mai știu de ele, nici Dumnezeu nu mai știe. Ați auzit expresia asta? Foarte des am auzit-o la evanghelizare. Eram în 2005 la facultate la Timișoara, stăteam în gazdă la o bătrânică foarte pretențioasă, care în loc să folosească apa caldă de la robinet, de exemplu, vă dau un exemplu, ea încălzea pe aragaz, ceea că e mai ieftin, avea niște fixuri din aștia foarte, foarte interesante. Și am observat la ea un lucru. În fiecare seară, înainte să meargă la culcare, femeia asta, știți ce făcea? Deschidea sertarul cu medicamente, lua două diazepane, mergea undeva pe furiș, undeva în colțul bucătăriei și le bea și mergea să se culce. Și într-o zi am oprit-o și am spus, Doamnă, iertați-mă, nu-i interesul meu să știu lucrul acesta, dar poate e ziua de vină. Nu vă plătesc chiria la timp, cumva, nu vă consum prea multă apă caldă, sunteți necăjiți din cauza mea și a fratelui meu care stă în chiria la dumneavoastră. Și au zis, Cristi, stai liniștit. Nu iau diazepane pentru că mă gândesc la factura de la cheltuieri, da? Nu iau diazepane că trăiesc de pe o zi pe alta. Zice, când eram tânăr, am făcut două crime. M-am dat în spate, vă spun sincer, stau cu o criminală în casă, da? M-am gândit, mă, cine știe ce a făcut femeia asta? Și au zis, Cristi, stai liniștit. Ce am făcut? Am făcut două avorturi. Când eram tânăr, am făcut două avorturi. Și am spus, cum spun toți oamenii, la 80 de ani nu mai știe nici Dumnezeu și nici eu. O zis, Cristi, iau două diazepane în fiecare seară, pentru că atunci când mă culc, îi văd pe copiii aia pe care i-am ucis, cum vin la mine în vis noaptea, știi ce spun? Ne vedem în ziua judecății. Te vei întâlni cu noi în ziua judecății. Vom striga împotriva ta în ziua judecății. Și eu zice, eu nu pot să am bucurie nici de mâncarea din frigider, nu pot să am bucurie nici de căldura din casă, pentru că noaptea nu pot dormi 3-4 ore dacă nu iau diazepanele astea. Oameni buni, ascultați-mă, știți ce i-am spus și vă spun și vouă astăzi? Nu poți rezolva problema păcatului cu diazepam. Nici cu oxagelină, nici cu operații. Problema păcatului tău și problema păcatului meu se rezolvă venind înaintea lui Hristos, cerându-i iertare. Pentru că vă spuneam aseară că El poate intra în trecutul meu și să-mi șteargă păcatul meu. Și ascultați-mă, noi avem un viitor strălucit. Pentru noi viitorul sună bine. Pentru cei care au fost iertați de Dumnezeu, oamenii aceștia în ziua judecății nu vor sta tremurând, să știți. Nu. Oamenii aceștia vor putea veni înaintea lui Iisus și Iisus va zice, Cristi, te cunosc. Ai fost iertat de mine, ți-au fost iertate păcatele, te cunosc, intră în moștenirea pe care ți-am pregătit-o de la întemeierea lumii. 3. La judecata de apoi, știți ce nu va fi? Am întâlnit oameni care au spus așa, zice, da, trebuie să mă duc la tribunal, au toate probele, dar ei nu știu ce scuze am eu. Eu o să le demonstrez, zice, pentru că în ziua aceea când ei mă acuză de furt, eu n-am fost acasă. N-am fost acolo unde mă acuză de furt. Sau am fost plecat în altă țară, da? Dragii mei, vreau să vă spun în al treilea rând că la judecată de apoi nu va fi nicio scuză. Nicio scuză. Oamenii au foarte multe scuze. N-ați observat câte scuze au oamenii. Spune Matei 22:12 că Iisus Hristos, adică împăratul, îl întreabă pe omul acela care a venit la nuntă. Ce cauți aici, da? Cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Mă așteptam ca omul acesta să înceapă să se scuze. Doamne, zice, așa au fost la noi, zice. Eu n-am auzit, dar cumva așa știu, nu. Omul acela a amuțit. Acum noi avem foarte multe scuze. Frate, zice, nu am putut să vin la biserică, iartă-mă, zice, am avut ceva urgență în familie, da? N-am putut citi Biblia, zice, da? Dar interesant, și asta e un lucru interesant, nu? Că avem timp să citim tot ceea ce ne place, dar n-avem timp de Biblie, da? Avem timp pentru lucrurile care ne aduc poate un folos material, dar n-avem timp pentru lucrurile care ne aduc un folos spiritual. Haideți să vă spun câteva scuze care le-am întâlnit în viață. Primul rând, oamenii spun așa, frate Cristi, eu sunt un om bun. Eu sunt un om bun, zice. Știți că iadul va fi plin de oameni care sunt oameni buni. Sau care au spus că sunt buni.
Știți că în rai vor fi oameni care au spus: eu sunt un om rău, dar am un Dumnezeu bun care mă poate ierta? Sunt aici în sală oameni poate care spun: eu sunt un om bun. Haideți să ne uităm față de ce ești bun. Că și un copil la școală poate zice: măi, eu învăț bine. Dar poate la el media generală pe clasă e 8-50. Înțelegeți ce spun? Învăț bine față de cine? Când eu spun că sunt un om bun, eu mă raportez la cine? La legea oamenilor din jurul meu sau la legea lui Dumnezeu care este scrisă aici? Haideți să vă dau patru legi ale lui Dumnezeu din cele 10 porunci, da? Una, să nu mărturisești, adică să nu minți. Să nu minți. Care dintre voi de aici n-ați mințit niciodată în viața voastră? Da? Deci ești un om bun și mincinos. Nu eu te fac mincinos, Biblia te face mincinos. Să nu furi, ce clar e, da? Care dintre voi n-ați furat niciodată în viață? Începând cu pixul acela din clasa 3-a, care a căzut pe jos de la colegul tău de bancă și care era mai frumos ca a tău. Și ai spus la profesoare că l-ai găsit, da? Deci tu ți aparține, dar tu știai că nu e a tău, da? O să vedeți că eu nu fur, eu n-am furat în viața mea un leu, eu sunt un om moral. E diferență între a fi un om moral și a fi un om născut din nou, să știți. În iad vor fi mulți oameni morali, pentru că indiferent de cât de morale am fi noi ca și oameni, nu există să nu fi păcătuit o dată în viață. Poate nu furi euro, poate nu furi o mașină, dar poate furi timpul pe care ar trebui să-l dea Dumnezeu în fiecare zi. V-ați întrebat dacă ar trebui să dăm 10 ore din timpul nostru, 2 ore și 40 de minute, să petrești cu Dumnezeu zilnic. Câți hoți? Nu? Poate nu furăm lucruri materiale, uite-te, poate furăm din timpul lui Dumnezeu, da? Nu vi se pare interesant când avem o urgență și program la biserică, de unde te iei în prima dată? Din programul de la biserică. Că la servici nu ne permitem să întârziem la servici, nu? De la biserică, lasă-mă că vii pe 10:30 acum. Interesant că oamenii care vin târziu și pleacă mai devreme. N-ați observat lucrul ăsta? Și oamenii care vin mai devreme pleacă cel mai târziu. Sunt oamenii care, ca și Ana, stau lângă Dumnezeu și vor să fie o prezență a Domnului reală în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, o altă poruncă, știți care ce spune? Să nu prea curvești. Frate Cristi, eu am spus ție, cum să? Nu eu. Biblia spune așa, Matei, capitolul 5, 6 și 7, tot creștinismul în 3 capitole, da? Dacă te uiți la o femeie ca să o poftești, ai și prea curvit cu ea în inima ta, da? Deci ești un om bun, da? Un om foarte bun. Hoț, mincinos, poate prea curvar. Mai spune o altă poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului și tu folosești cuvântul lui Dumnezeu în toate lucrurile, în tot ceea ce nu-ți convine. Când nu-ți convine ceva, imediat dai vina pe Dumnezeu, da? Deci ești un blasfemiator. Uite-te, față de legea morală, cât de bun ești. Dragii mei, noi n-am reușit să împlinim legea lui Dumnezeu pentru aia. Au venit cineva pe nume Iisus Hristos, care a împlinit el legea lui Dumnezeu. Și prin moartea lui a murit și noi față, și putem muri față de păcatele noastre și să înviem la o viață nouă împreună cu el. O să vă de Cristi mi-a demonstrat, nu sunt un om bun, dar față de ăla care bate nevasta în fiecare zi, vreau să spun ceva, eu sunt un sfânt. Nu sunt un om bun, da, am mai mințit, am mai făcut, am mai furat poate. Dar față de bețivanul ăla din sat, care tot ce câștigă, dă pe bere și copiii lui umblă descurs, eu sunt un sfânt pe lângă ăla. Dar ce vreau să spun astăzi un lucru foarte important. Dumnezeu la judecată ne va lua unul câte unul. Nu o să mă compare pe mine cu fața de Daniel și pe fața de Daniel față de mine, nu. Dumnezeu ne va compara cu un singur om în ziua aceea. Știți cu cine? Cu omul Iisus Hristos. Pentru că spus Pavel, zice, simt în mine durerile nașterii. Acum cine a născut ca și femeie știe ce dureri sunt alea. Dar așa trebuie să simt un slujitor. Durerea nașterii până ce ia Iisus chip în membri din biserică. Și acum o întrebare grea, directă, care nu o să vă placă. Dar mie îmi plac predicile care nu vă plac vouă. Pe mine m-au schimbat predicile care nu mi-au plăcut, să știți. De exemplu, spune doctor, ai diabet. Îți place? La care îți place? Dar nu mai mănânci creme și că te-ai mâncat înainte. Adică, diagnosticul ăla al medicului ți-a schimbat ceva în viața ta. O întrebare care nu o să vă placă. Când v-au confundat ultima dată oamenii cu Iisus? La ținuta care o ai, la freza care o ai, la limbajul care îl ai, la felul în care spui, la felul în care mergi, te-a confundat cineva cu Iisus ultima dată? Că într-o zi Dumnezeu nu ne va compara, da? Ne va compara cu Iisus. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi un lucru important. Dacă faceți 5 păcate pe zi, din cele care vi le-am enumerat, deși mai sunt multe alte păcate,
Dacă faceți 5 păcate pe zi, ajungeți într-un an să faceți 1825 de păcate. Dacă aveți neșansa, ascultați-mă, neșansa, deși italienii spun că e o bucurie să trăiești 80 de ani, pentru aia trebuie tot, da? Ne pregătim, da? Bicicletă și dă-i, da? Dacă aveți neșansa să trăiți 80 de ani, veți face în 80 de ani 1127.000 de păcate. Cum vi se pare suma asta? Când un singur păcat, spune Apostolul Pavel în Epistola după Romani, plata păcatului este care? Este moarte. Deci tu ar trebui să mori de 127.000 de ori. Pentru aia se miră oamenii. De ce o veșnicie întreagă ține iadul? Păi trebuie timp să plătești tot ce ai făcut o viață întreagă. Nu? Eclesiastul, penultimul capitol, da? Bucură-te de tinere, fă-ți de cap, du-te unde vrei, aleargă unde vrei, dar să nu uiți, ce? Predica de astăzi. Că într-o zi te va chema Dumnezeu la... De exemplu, dacă eu mă duc în Lidl la voi, Lidl e mare, e frumos, da? Unde duc toate drumurile de la Lidl? Nu acasă, la casă. Pentru unii le-ar face să duc acasă. La casă. Adică eu pot să pun ce vreau. Dacă vreau să pun ciocolată cu 15 euro, pot. Dacă vreau să-mi iau bomboane cu 1 euro, pot să-mi pun. Exact, dragii mei, viața e ca și un supermarket. Alegi ce vrei. Azi minciună, mâine furt, mâine invidie, mâine bârfă și apoi te mir că de ce te bârfești pe tine alții. Cum ai făcut, spune Nobadia, așa ți se va face. Viața e ca un supermarket. Alege ce vrei, pune ce vrei în coș. Dar într-o zi nu o să poți trece de casa care se numește judecata lui Dumnezeu. Care sunt scuzele tale? Care sunt scuzele mele, oare? Nu va fi nicio scuză, să nu uitați. Nu va fi nicio scuză. Mai spun oamenii, zice, neam de neamul meu nu a fost pocăit. N-ați auzit scuza asta. Ca și cum ar fi pocăit, e ca și cum ai fi un drogat, sau ca și cum ai fi un criminal. Bă, zice, neam de neamul meu nu a fost pocăit. Cum să mă pocăiesc, eu zice. Dragii mei, ascultați-mă, în ziua când m-am dus la informatică la Timișoara, în 2005, am plecat din casă, am luat bacul, da? Am plecat spre facultate. Mama mea nu s-a pus în ușă să zică, Cristi, tot neamul nostru a fost oameni care a dat cu sapa, tata nu a zis, tot neamul nostru a fost oameni care a dat cu furca și care lucra la animale. Cum să ne faci de râs, mă, să lucri la birou în halul ăsta, mă? Cum ne poți face de râs în halul ăsta? Nu, dimpotrivă, a zis, Cristi, tot neamul nostru a fost așa. Au fost oameni care au muncit în mine, bunicul meu a muncit în mine 36 de ani. Au fost oameni care au dus greu. Tu ai o altă șansă. Poți să lucrezi la birou, poți să înveți medicina sau informatica sau jurnalistică. Ce vreți dumneavoastră? O zis, du-te și pe pastorul ăsta. Acum vin spiritual. Poate tot neamul tău a fost un neam de oameni care au fost bețivani, oameni care și-au zis la nevasta, poate. Oameni care au muncit, ori mințit, ori curvit, ori mai făcut alte păcate. Nu merge scuza asta. Neam de neamul meu nu a fost sfânt. De ce să mă sfințesc eu? Nu. Dimpotrivă, dacă neam de neamul meu nu a fost sfânt, vreau eu să intre mântuirea prin mine în casa mea astăzi. Nu ce a zis Dumnezeu, Iisus Hristos în Luca 19 către Zacheu. Astăzi a intrat mântuirea în casa, în casa aceasta, da? Doamne, mai fă să intre mântuirea în casa celor din biserică. Am întâlnit familie, dragii mei, printr-o fată care s-a hotărât să se pocăiască. Printr-un soț, poate, care s-a hotărât să se pocăiască. Printr-un copil. Am întâlnit copii care au mers acasă și mai ne pocăiesc. Și familia acelui copil sau familia acelui soț o primi mântuirea pas cu pas. Pentru că cineva a zis, Doamne, astăzi vreau să intri în casa mea. Dragii mei, nu știu ce scuze mai avem. Nu stau și mă întreb oare ce scuze mai avem. Dar vreau să vă spun că la judecată de apoi nu va fi nicio scuză. 4. La judecată de apoi nu va fi nicio amânare. Am întâlnit oameni care au spus așa, zice, măi, zice, chiar citeam despre, mai ales la noi în România, se duc procesele până la maxim, dacă se poate să tot amâne sentința, da? Că dacă ajungi la 10 ani, procesul acela nu mai e valabil, da? 10 ani de zile poate dura, da? Dragii mei, dacă vă uitați la textul care l-am citit, nu a fost nicio amânare a judecății pentru o altă dată. Nu a zis Dumnezeu, mă, cazul tău e prea greu, zice. Pentru Dumnezeu nu e nimic prea greu. Dragii mei, pentru Dumnezeu va fi suficient să ne afișeze pe proiector la ziua judecății câteva momente cu păcatele care le-am făcut în ascuns. O să amuțim și nu o să mai avem nevoie de amânare. Sentința, spune Biblia, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a mai avut parte din o evangelizare la Imola, da? Dragii mei, își vor dori oamenii. Acum ne poate negreu să facem 30 de kilometri. În ziua aceea vorbea să facă 1000 de kilometri, să mai audă o predică, o cântare, o rugăciune. Și nu o să mai fie, să știți.
fost oameni în Biblie care, după cum vă spuneam aseară, da? Bogatul acela care în noaptea aceea a auzit o voce, nebunule, chiar în noaptea asta se va lua sufletul, care și-au fi dorit o amânare. Haideți să vă pun din Biblie un alt bogat. Puneți, vă rog, Luca, capitolul 16, cu versetul 19. Un om care toată viața a zis, măi, îmi fac de cap, trăiesc cum vreau și în iad vedem ce putem rezolva. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac, numit Lazar, plin de... Și acum dacă ne oprim aici, ați fi zis clar, săracii mărg în cer, bogați în iad. Nu e adevărat. Problema acestor oameni nu erau că erau bogați sau că erau săraci. Problema acestor oameni era că Lazar în sărăcia lui trăia cu Dumnezeu și omul ăsta în bogăția lui, într-o viață plină de veselie, trăia ca și cum Dumnezeu n-ar exista. 3. Dorea mult. Nu uitați ce v-am citit ea despre fiul risipitor. Sunt doi oameni în Biblie care au dorit mult să se sature. Fiul risipitor și Lazar. Dorea mult să se sature unul cu roșcove și ăsta cu fărămituri, care cădeau de unde? De la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. De te rog mai departe. Cu vremea, și săraci și bogații mor. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, da? Sânul lui Avram, adică un fel de antecamera raiului. A murit și bogatul și lau. Deci vă dați seama cât o investi bogatul să nu existe propoziția asta ultimă, da? Ar fi zis bogatul, mă, fac orice, construiesc, fac orice, dar să nu mor și eu, să murit, zice, s-a dus. Dar eu să nu mor, nu există. Și săraci și bogații mor într-o zi. Dă-i mai departe, te rog. Ascultați acum aici ce înseamnă prea târziu. Dragii mei, există în Biblie trei timpuri. Târziu, mai târziu, cum a fost tâlharul de pe cruce, și prea târziu, aici. Pe când era el, adică bogatul, în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii unde? Mă opresc să vă spun ceva foarte frumos și important. Toată viața omul ăsta s-a uitat de sus în jos la alții. Ce bă, ăsta zice, vagabondul ăsta, săracul ăsta, zice, da? Ăsta, să mai șamar de el, zice, eu bogatul, zice. La el nimeni nu putea să-i comandă. Toată viața s-a uitat de sus în jos. Uitați un principiu biblic. Oamenii care acum se uită de sus în jos la alții, într-o zi se vor uita de jos în sus. Nu uitați lucrul acesta, e foarte important. Bogat, săracul, Lazar, toată viața s-a uitat de sus în jos. Doamne, ai milă de mine, Doamne, aș mânca și eu ceva asta. Doamne, numai pe tine te am, Doamne. Și spune în Biblie că s-a uitat Lazar la bogatul de unde? Rai? În ea. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Dă-te rog mai departe. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milăci. Uitați un lucru foarte interesant la oamenii care ar vrea să mai fie o amânare a judecății. Toată viața n-a împărțit milă omul ăsta. O zis către slujbașii lui, zice, strângeți și fărămiturile și dați-le la porși. Sau dați-le fărămiturile la animale, dați-le la păsări. Numai să nu mânce săracul din ele. Și uitați ce interesant e, oamenii care aici nu au împărțit milă, dincolo vor avea nevoie de milă. Trimite pe cine? Pe ăla pe care nu l-am băgat în seamă, pe anonimul ăla. Da? Să-și înmoaie vârful și mă opresc din nou. Încercați să beți acasă apă cu degetul. Ui degetul să vezi ca cât poți să bei, câte picături poți să iei cu un deget. Dragii mei, vreau să vă vorbesc 5 minute despre iadă. Dar așa să vă încălzească despre ceea ce vă spun acum, încât să nu ajung în silenție, numai în cer. Amin. Atât de groaznic e iadul, atât de groaznic e iadul încât ai impresia că o picătură de apă îți face chinul mai ușor. Atât de groaznic e iadul. Să-mi răcorească limba, da? Dar știi ce e interesant? Că iadul e un loc unde n-ai pretenții. Puteți să zic că vreau o dornă la 2,5 sau un borsec la 4 litri, da? Sau un cola. Nu, iadul e un loc unde n-ai pretenții. Aici ai pretenții. Frate, păstorul zice, e prea cald, zice, nu poți să vin. O nins afară, zice, nu poți să vin, zice. O plouă, zice. Prea strigă la care predică. Când vorbește prea încet, zice, nu mai auzi, zice. Da? Prea lungă rugăciune, apoi zice, dar de ce ne-a rugat așa scurt, zice. Da? Avem pretenții aici, da? Nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place confortul, lasă că tu stai în picioare și o să-ți placă. Da? Căci grozav sunt chinuit în văpaia așa asta. Iadul e un loc fără pretenții, da? Apoi vreau să spun că iadul este un loc de chin public. Iadul numai că e un loc fără pretenții, iadul e un loc de chin public. Care dintre voi când ați fost în spital, de exemplu, ați născut pe un copil? Care dintre voi ați rugat ca toată biserica să vă vadă cum strigați? Dragii mei, noi vrem să fim vizitați la spital, dar după ce e gata operația.
Pentru că atât de groaznic e iadul, încât nimeni, și uitați-vă la durerile care le avem noi în viața asta, nimeni când e în dureri și în necazuri și urlă și strigă, nu vrea să fie văzut de cineva. Atât de groaznic e iadul, încât chinul va fi public. Vor putea privi toți îngerii la tine. Vor putea privi toți cei din jurul tău la tine. Pentru că Avram și Lazar îl vedeau pe ăsta cum se chinuie. Aduți aminte că în viață ți-a luat lucrurile bune, Lazar și-a luat pe celelalte. Acum aici el este mângâiat, dar tu ești chinuit, da? Pentru aia le mai spun la frași și la surori. Mai bine aici greu, oameni buni, cu necazuri, cu probleme și dincolo ușor. Decât aici toate foarte bune și dincolo toate foarte grele. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, adică între cei din iad și cei din rai, există o prăpastie mare. Ce înseamnă că există o prăpastie mare? Că după moarte nu se mai rezolvă nimic. Știți care e vestea bună care pot să vă dau astăzi? Prăpastia asta mare, în timpul vieții, este acoperită de crucea Domnului Iisus Hristos, de jertfa de la Calvar. Și acum cât timp trăiești, tu poți să faci transferul din iad spre rai, de sub stăpânirea Roman 7, sub stăpânirea diavolului, Roman 8, sub stăpânirea lui Iisus Hristos. Dă-i te rog următorul verset. Bogatul a zis, rogu-te, nu vi se pare interesant că oamenii care aici nu se roagă se vor ruga dincolo? Dar de ce să aștept iadul să mă rog, oameni buni? De ce să aștept iadul să mă rog? Vreau să vă spun astăzi un principiu foarte important. Oamenii care aici se roagă dincolo vor cânta. Pentru că spune Biblia că vom sta pe marea de cristal cu alăutrele lui Dumnezeu în mână și vom cânta cântarea mântuiților, slăviți să fie Domnul. Oamenii care aici se roagă, care aici au relație cu Dumnezeu dincolo vor cânta. Oamenii care aici trăiesc fără Dumnezeu și care nu se roagă dincolo se vor ruga. Dar vreau să vă spun ceva, în iad rugăciunile nu mai sunt ascultate. Să trimiți pe Lazar în casă tatălui meu, de ce? Că ce am acasă câți, frate? Măi, dar ce interesant. Din toată a devenit omul ăsta foarte altruist. Toată viața s-a gândit numai la el. Pantofii lui, costumul lui, cămașa lui, mașina lui, seiful lui, contul lui, bancar. Din toată, mă, dar mai am acasă fraze, ce, mă? Dragii mei, atât de groaznică iadul, încât nu vrei să fii vizitat nici de cele mai frumoase și cele mai bune neamuri care le ai, sau cel mai bun prieten, să știți. Atât de groaznică iadul. Oricât am duce o greu pe acest pământ, îl face să ne viziteze măcar frații noștri. Atât de groaznic e iadul încât nu vrei ca măcar fratele tău care a crescut lângă tine sau sora ta să te vadă cum te chinuiești. Ca să nu vină și ei în acest loc de... Dă-i te rog mai departe, ce-o zis Avram? Au pe Moise, adică au... Au cartea asta care nu mai dă nimeni niciun leu pe ea. Eram într-un hotel și ți și-am găsit în setar. Noul Testament, da? Noul Testament. Spunea cine era acolo cu curățenia și de luni de zile stai aici și nu le ia nimeni. Dacă era o revistă imorală, era o săbăteau pentru ea. Dacă era o revistă automoto, dacă era o revistă de modă, imediat era luat. Dragii mei, ascultați-mă. Vom fi cea mai judecată generație, ascultați-mă, din toată istoria lumii. Am avut Biblia pe internet, pe telefon. Versiunea Cornilescu, versiunea cu cuvinte în roșu, cu ce vreți dumneavoastră, Biblia tipărită, Biblia povestită copiilor. Se vor ridica oameni, dragii mei, din generațiile anterioare și vor spune, Doamne, dacă aveam Biblia lor, m-aș fi pocăit de mult. Ce o să spui? Ce scuze vei avea, omule bun? Ce scuze vei avea? Se vor ridica din nivel și vor spune, frate de Hristos, au predicat o oră și nu s-au pocăit oamenii din Nimora. Și la noi, în Ninive, au predicat Iona. Chiar mă gândeam, dacă aș face un experiment, să vin până în Imola să predic o propoziție și să plec acasă. Cred că aș pleca pe jos până în România. Da? Da? Drept pedeapsă că mi-am permis să predic o singură propoziție. Ascultați, o predicat Iona o singură propoziție. Știți care a fost asta? Încă 40 de zile. O predică, cea mai groaznică predică din Vechiul Testament, să știți. Nici o șansă nu-i de a predica asta. Nu spuneam, mă, dacă vă pocăiți, vedem, Dumnezeu e bun. Nu! Și singurul care a spus amin la predica asta a fost Iona, să știți, pentru că el și-ar fi dorit să se întâmple asta. Că erau dușmanii evreilor, asirieni. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Biblia nu spune, dar îmi imaginez pe familia aia unde mama frământa pâinea și trecând pe stradă au auzit o voce, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și mama aia s-a oprit. Și vă spun, n-aveau cântări, n-aveau orgă, n-aveau Biblie, n-aveau predici. Și-o mers la soțul ei în grădină care probabil aduna fânul sau poate pregătea ceva la animale și i-a spus, auzi, dragul meu, mai avem 40 de zile de trăit.
Știți cum numără Dumnezeu anii oameni buni? Dumnezeu nu se uită cât ai trăit. M-a întrebat cineva anul ăsta, în 2 mai, când a fost ziua mea, câți ani ai Hare Krishna? Și i-am spus, nu știu. O zis, ai probleme, se vede că ai probleme. Cum nu știi câți ani ai? Nu știu câți ani am. Am avut 29 de ani, dar tu m-ai întrebat câți am, nu știu câți mai am. Oamenii buni, Dumnezeu nu se uită că ai avut 80 de ani. Dumnezeu spune astăzi, vezi cum s-ar putea să mai ai 30 de zile de trăit. S-ar putea să mai ai o săptămână. Ce ai face astăzi? Și asta e o întrebare care vă poate mișca pe toți. Dacă ai ști că mor mâine, ce ai face astăzi? Ai merge și ai investit 10.000 de euro la bancă, nu? Nu. Dacă ai ști că mor mâine, ce ai face astăzi? Mă, hai să cumpăr o mașină cu credit, da? Nu. Spune ce ai face astăzi. Te-ai pocăi. Dragii mei, cuvântul preferat al diavolului, știți care este? Mâine. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Câtă vreme auziți Evanghelia, glasul lui Dumnezeu, pocăiți-vă. Ninive s-au pocăit, ninivenii s-au pocăit. La o singură propoziție. Știți cât timp au mai trăit ninivenii? Istoria, Biblia nu spune, istoria spune că Dumnezeu n-a mai ucis cetatea după 40 de zile, ci după 150 de ani. Faptul că o mamă a zis în ziua aceea, vreau să mă pocăiesc, nu știu dacă Dumnezeu va avea milă de mine. Ea a avut ocazia să-și vadă nepoții ei în viață, sub mâna lui Dumnezeu, 150 de ani. Pentru că, dragii mei, Dumnezeul nostru nu e Dumnezeu care l-a prezentat numai Iona, care nimicește, da. E Dumnezeul care va nimici într-o zi, dar e și Dumnezeul care dă îndurare. Slăviți să fie numele Lui. Și în ultimul rând, vreau să vă spun astăzi, am întâlnit oameni care au zis, mă, e adevărat, nu pot să absentez de la judecată, au toate probele, n-am nicio scuză, nicicum nu mai vor să fac o amânare. Dar știți ce spunea oamenii ăștia? Zice, dacă ați citit ziarele din România, veți observa că foarte mulți zic asta. Dacă aș putea transfera procesul dintr-un județ în altul. De ce? Că am un prieten care e judecător. Am crescut cu el pe stradă, zice. E judecător, zice, și vreau să, zice, poate dacă mă judecă el, o să fie mai bine. Dragii mei, am o veste bună pentru unii, o veste tristă pentru alții. La judecata de apoi, nu va fi alt judecător decât Iisus Hristos. Vă bucurați sau vă întristați? Te rog să mă afișez, fapte 10:42. Să vedem cine l-a pus pe Iisus Hristos să judece, da? De ce Iisus Hristos mă poate judeca pe mine? Că poate nu ne convine asta, da? Poate vrea să ne judece vecinul nostru pe care l-am ajutat din când în când. Că oamenii care ne cunosc, asta e un lucru interesant, oamenii care ne cunosc cel mai puțin, de obicei spun cele mai frumoase lucruri despre noi. Și oamenii care ne... O spus cineva, dacă vrei să vezi cât de bun e un soț, întreabă pe soția lui. Da? Sau invers. Că ăștia sunt oamenii care ne cunosc cel mai bine, da? Dacă vrei să știți cât de pocăit e Cristi Boariu, nu le evaluați. Și vă rog frumos, nu mai evaluați cu predica de astăzi. Întrebați-o pe soția mea. 24, n-am cum să mă ascund. Da, aici pot să mă ascund. Vine o altă pe an și mă ascund frumos, nu? Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că El, cine? Iisus a fost rânduit de Tatăl Său, judecătorul celor vii și celor morți. Și mă apropii de încheiere, spunându-vă 5 minute istoria Domnului Iisus. Cum să spunea de Cristi? Dar cine i-a dat lui drept să mă judece pe mine? Cine i-a dat lui voie să mă judece pe mine? Adică stai un pic, a făcut El ceva pentru mine ca să mă judece pe mine? Dragii mei, a fost un moment în viață, acum aproximativ 2000 de ani, când Iisus Hristos a lăsat cerul pentru fiecare dintre noi. A fost un moment când, nu știu, dacă eram în locul lui, nu mi-aș fi ales un graj din care să mă nasc, să știți, nu mi-aș fi ales un graj. Poate mi-aș fi ales palatul lui Irod, că e mai confortabil. Oricum și palatul lui Irod era groasnic față de slava lăsată în cer, da? E ca și cum ar merge un om care a trăit în confort în Italia, să meargă poate la cei mai nenorociți oameni din Africa, da? Ce ai alege acolo? Cel mai bun hotel de acolo, nu? Ai încercat să vezi totuși niște condiții. Știi ce a făcut Iisus Hristos? Spune Biblia că a luat chip de... Putea să-și pune alt chip Iisus Hristos, putea să-și ia chipul unui împărat. Putea să-și ia chipul unui om de vază, unui filozof creștin. Putea să ia chipul unui preot. Dar au zis, Tată, eu vin să fac voia ta și vreau să iau chipul de rob. Și o coborât între noi, spune Ioan, capitolul 1, plin de... Putea să coboare plin de mânie. Lasă că la râdelor, zice. Lasă că o să vadă ei, zice. Dacă nu mă primesc, o să vadă ei. Știți cum l-am primit pe Iisus Hristos? Spune Biblia că Iosif și Maria au bătut la ușa unui hangiu. După 80 de kilometri veniți pe drum. Știi că îl porți în tine pe Iisus Hristos, da? Ca Maria.
Eu cred că Iosif se gândea la primul hotel la care batem, se deschide ușa. Așa a fost? Nu. Pentru că dacă erai în locul hangiului, ai fi făcut la fel. Cine are nevoie de Iisus astăzi? Știți cine? Aia de la reanimare. Cine are nevoie de Iisus? Aia la care vine smurdul. Așa spunem noi. Cine are nevoie de Iisus? Aia care a făcut 5 avorturi. Sau 33, cum am întâlnit în Oltenia. De avort. Și suntem un popor creștin. Ne-am omorât 90 milioane de copii. Din 90 până astăzi. Americanii au omorât 60 de milioane de copii din 71 până astăzi. Știți cu ce au plătit avortul? Cu bani pe care scrie In God we trust. În Dumnezeu credem, zice. Credem în Dumnezeu, zice. Și sperăm la rai. Și-o zis Angiu, eu n-am nevoie de Iisus, zice. Eu n-am nevoie de voi, ești afară. Aici e fum de țigară, aici e blesteme, aici e imoralitate. Dacă vine Iisus, ne strică nouă anturajul ăsta. Afară, zice. Și-o trântit ușa nas la Maria și la Iosif. Dar îi dau slavă lui Dumnezeu că în momentul când noi am trântit ușa, El ne-a deschis ușa la spre mântuire. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Încercați dacă nu mă crepeți. Când vă vizitează un vecin și el știe că sunteți acasă, da? Trântiți ușa în față să vedeți dacă, după două zile dacă mă mai vizitează. Nici după 20 de ani nu vă mai bag în seamă. Ascultați-mă ce vă spun. Dar Dumnezeu nu a făcut așa cu noi. Știa Dumnezeu că din cauza că suntem sub stăpânirea diavolului, noi nu o să deschidem ușa lui Iisus Hristos. Știți cu ce l-am venit pe Iisus Hristos? Cu miros de graș. Uitați-vă să vedeți câți dintre voi ați fi, când soția mea a născut 3 copii, m-am gândit cum să-i ofer cele mai bune condiții. Nu m-am gândit, mă lasă, mă duc să predic în Spania și văd dacă asta e, asta descurcă ea cu nașterea. Nu, am anulat orice misiune, am anulat orice și m-am dus și am căutat cel mai frumos spital din Arad. M-a costat un pic mai mult, dar am spus soția mea merită asta. N-au găsit altceva Iosif pentru Maria decât un graj, unde mirosea miros de oi. Unde mirosea a graj. Știi ce ne-a dus Iisus Hristos? Miros de veșnicie, dragii mei, miros de cer. Trec peste istoria lui. Au crescut mare și la 12 ani. Unde îl găsim? L-au căutat probabil pe terenul de fotbal, pe la mall, pe la parcări, prin shopping-uri, prin magazine. Nu l-au găsit. Și l-au găsit în casa tatălui său și a spus Iisus Hristos către părinții lui, nu vi se pare normal ca eu să fiu aici? De ce mi-aș dori în viață să-mi pierd copiii și să se găsesc în biserică? Să nu-i găsești în discotecă sau la biliard sau nu știu pe unde, să-ți găsești copiii în biserică, să fii la repetiție de cor, să zică tași, dar nu se părea normal să fiu aici? Dacă eram în locul lui și mi-aș fi ales prietenii pe cei mai cuvază oameni, să am cu cine să tratez teologia, să am cu cine să vorbesc despre boli, de unde vin bolile, cam care-și celule le stem, da? Să vedem ADN-ul, că eu știu, dar dacă Iisus Hristos știa toate astea, și-a ales prietenii cei mai simpli oameni. O mers într-o zi după Andrei, după Petru, oameni care credeau că știu să pescuiască și-a zis Iisus Hristos, veți rămâne numai cu pești în viața asta. Dacă veniți după mine, veți rămâne cu oameni mântuiți. Nu o să fiți sărași o veșnicie întreagă. În Ioan capitolul 2 spune că l-a văzut pe Natanael de când stătea sub un copac. Te vede și pe tine astăzi, să știi. Și te cheamă să vii. Știți că l-am suferit între noi pe Iisus Hristos? 3 ani jumate. La 30 de ani, o mers, o lua ferestrău și l-a pus undeva în cui. O mers, o lua ciocanul și l-a pus undeva în dulap. Și probabil că Iosif, tatăl lui, o fi zis, dar unde vrei să mergi? Că mai avem 5 geamuri de făcut și 4 uși. Și el o fi zis, tată, că tu-i tatăl pământesc. Eu n-am venit să fiu tâmplar. Eu n-am venit să fiu nici măcar medic, că aveți destul din ăștia. Eu am venit să fiu mântuitor. Slăviți să fie Domnul. O mers la Maria, la mama lui și era un obicei la evrei. Știți care era obiceiul? Când pleca cineva din casă, trebuia să primească un cadou, o haină, ceva frumos. Nu știu dacă a fost gata cămașa dintr-o singură țesătură când i-a spus la Maria că pleacă. Dar știu un lucru, că la cruce și aia i-am luat. Nu l-am suferit între noi, pentru că sfinții au viață scurtă, să știți. Nu suferiți. O să vedeți la lucru, dacă veți fi sfinți, nu o să vă sufere oameni. Încercați să fiți nu doar pentecostal, să fiți și sfinți. Încercați. Să spuneți despre Iisus în Italia, să vedeți și o să zică oamenii. Nu e adevărat. Asta vă zice oamenii.
în aproximativ 5 ani de zile asta vă zice. Spunea un pastor în România, deja îmi pregătesc soția pentru asta. Pentru ziua când eu ca pastor voi fi arestat și dus, că predic adevărul. Voi nu așteptați la asta. Voi vă imaginați că încă 50 de ani o să nu duceți așa bine, nu? Nu e adevărat. Sfinții au viață scurtă. O predicat Ioan Botezătorul 6 luni și ai noștri rezistă 35 de ani la predică. 40 de ani. O predicat Iisus Hristos și a făcut minuni și semne și m-aș și bucura să zică bolnavii, mă, dacă e gratis, să trăiască între noi. Ăia care au strigat Osana într-o zi, o strigat răstignește. Dă-ne-și pe Baraba. Că fiecare dintre ei era un Baraba. Și de obicei în viață alegi pe tine, pe lângă tine, cam ceea ce ești tu. Dă-ne-și pe Baraba, zice, n-avem nevoie de sfântul ăsta. Mai bine să fie fetele noastre în pericol. Mai bine să fie averele noastre în pericol. Da? Dă-ne pe Baraba. Închei cu răstignirea lui și dacă asta nu vă mișcă, altceva nu mai am să vă spun, să știți. A fost pus pe cruci, a fost dus. După ce au mâncat seara, în seara cinei, ultima masă, da? Dar mai vine o masă în cer. A fost pus pe o cruce întins, cu mâinile întinse. Și până aici a fost ușor, s-a apropiat de el un soldat roman. Și a pus piciorul pe mână, ca să nu miște, oricum nu s-a fi mișcat de sus mâna, că pentru asta a venit. L-a lovit cu pirom de 7 cm ruginit ca să facă antitetanus, ca să facă tetanus cât mai repede, da? Să se infecteze cât mai repede. Două cui, una într-o mână, una în cealaltă, două cuie și un cui în picioare. Până aici e ușor. Greu, știți când a început? Greu a început când a ridicat crucea în picioare. Toată greutatea corpului lui Iisus Hristos a fost prinsă în trei cuie. Ați observat cum respiră oamenii bolnavi de azi? Am avut un prieten, mergeam cu el la predică și înainte să ceamă predica, se băga sub amvon și își dădea cu spray în gură ca să poată predica. Oamenii bolnavi de azi sunt foarte bine față de ceea ce au făcut Iisus pe cruce. Știți că noi nu merităm aerul, oameni buni. El merita aerul, să știți. Pentru fiecare gură de aer se împingea în picioare ca să celebreze cutia toracică, să poată respira. El a creat aerul. Nu i-am dat nici măcar aer pe cruce. O creat apa și i-am dat apă. Ce o zis? Iese. I-a dat oțet și fiere și nu a vrut să-l ia Iisus Hristos pentru că oțetul și fierea ar fi acționat ca un calmant. Și noi am fi zis astăzi, a murit în anestezie. E ușor să mori în anestezie. Nu, o zis nu. Eu vreau să știe frate și trulă din imola că am murit pentru ei în chinuri glasnice. Ca ei astăzi să fie liberi. Am purtat o coroană de spini pe cap ca ei să poarte o coroană de slavă în cer. Am fost bătuși și scuipați ca ei să fie protejați. Ăsta e drumul, oameni buni. Știți care a fost ultimul cuvânt de pe cruce? Ultimul cuvânt a fost cala. Cala înseamnă s-a sfârșit, dar cala mai înseamnă ceva. Cala înseamnă vino iubito, vino mireasă. Asta mă mișcă la Dumnezeu. Asta mă mișcă la Iisus, că a murit cu numele meu, pe buzele Lui. Putea să moară blestemându-i pe ea și n-ar fi greșit, pentru că meritau blestemul aia. Dar au murit rugându-se pentru cei de acolo, că și noi eram între cei de acolo. Știți cum se încheie Isaia 5:3, penultimul verset? Va vedea rodul? Asta am decis să fac eu, în viața asta. Să particip la această strângere a rodului lui Iisus Hristos. Va vedea rodul suferinței sufletului lui și sufletul se va înviora. Și astăzi Dumnezeu vede că ești aici și astăzi așteaptă să-i deschizi inima. Pentru că vestea bună care ți-o dau astăzi este că Confucius este în mormânt, Buddha este în mormânt, Mohamed este în mormânt. Eram copil, aveam 7 ani de zile și cântam din toată inima, fără să mă fi întâlnit cu Mântuitorul, dar ne dădeau niște pachete la Paște, la Crăciun, la biserică. Și cântam pentru pachetele alea, dar nu știam ce cântam. Dar astăzi cânt și nu mai de nimeni în pachet. Dar astăzi cânt pentru că l-am întâlnit pe celălalt despre care cânt. Mormântul e gol și piatra e sigilată, s-a prăvălit când El s-a ridicat. Iisus e viu, El viu ne se arată, Iisus e viu, din morți a înviat, slăvit să fie Domnul. Dar întrebarea mea e, ok, bun, El este viu, dar tu ești viu? Că într-o zi numai oamenii vii vor pleca. Am o veste bună.
El nu va fi judecător, dar după ce m-a fost mântuitor, mie nu mi-e frică să mă judece, să știți. Pentru că am fost răscumpărat prin El. N-ai vrea în această dimineață să te uiți la viața ta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Am vorbit din calvar și îmi vine în minte imaginea acelui tată. Trăia undeva într-un sat de munte izolat. Avea un obicei foarte prost. Totdeauna când lua salarul, mergea la birtul din sat și își consuma salarul. Avea un copil de vreo 2 ani jumate, 3 ani, care întotdeauna stătea pe scări când tata venea acasă de la servici. Mama stătea undeva după perdea în casă și se uita să vadă, iară vine beat acasă, iară vine pe două cărări, pe două drumuri acasă, pentru că știau, uitându-se în urmă, știau că vor primi bătaie, vor primi înjurători. Și mama aceea, când vedea pe tata că se clazină într-o parte și în alta, mergea și lua copilul, se ascundeau în pod, alta se ascundeau în camera care era centrală, alta se ascundeau în pivniță. Și așa au fost chinul lor ani de zile. Și a fost o zi frumoasă de primăvară când tata, în loc să meargă la birt, a început să vină spre casă drept. Și copilul stătea pe scări, era deja mărișor. Și s-a uitat să vadă oare cum vine tata acasă. Și mama o dat drumul la perdea să vadă oare cum vine tata acasă. Și ca să nu se ascundă din nou acești oameni, soția lui și copilul lui, tata o strigat de la distanță, nu vă mai ascundeți, pentru că astăzi am trecut pe la calvar. Astăzi m-am întâlnit cu Mântuitorul și viața mea s-a schimbat. Și cântarea în limba engleză spune, thanks to Calvary. Mulțumesc jertfei de la calvar, dar nu mai trăiesc pentru viața asta, nu mai trăiesc să-mi bat copiii, nu mai trăiesc să fie scandal și divorț în familia mea, nu mai trăiesc să miroase a bere în familia mea, trăiesc pentru viața viitoare și împreună cu copiii și cu familia mea, vreau să mergem spre cer. Întrebarea cu care vreau să închei astăzi este următoarea. N-ai vrea să te întâlnești cu Cel care într-o zi va fi judecător, să-ți fie astăzi mântuitor? Aș vrea să facem o rugăciune, oameni buni, în care să ne uităm la viața noastră. Mi-e foarte simplu să fac chemare și să vă zic, ridicați o mână sus, dar nu pot să fac asta. Pentru că foarte mulți oameni ridică mâna și nu-și ridică inima. Tu trebuie să-ți ridici inima spre cer, pentru că spunea poetul, inima mea de când m-am întâlnit cu Iisus zboară spre cerul. Dorul se avântă departe, pentru că eu trăiesc pentru un alt râm. Eu trăiesc pentru o altă zi, pentru ziua aceea glorioasă, când îl voi vedea pe Iisus față în față. Haideți să facem o rugăciune, să ne uităm la scuzele care le-am avut, să ne uităm că am fost absenți atâtea ori de la părtășie, să ne uităm că am avut atâtea păcate, că cea mai mare probă care ne va acuza într-o zi va fi păcatul care l-am făcut împotriva cerului, cum a zis Fiul Risipitor aseară, și împotriva lui Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu nu poate ierta scuzele, Dumnezeu iartă păcatele. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că cine se scuză, se acuză. Dar vreau să vă spun astăzi că toate acuzațiile au trecut pe El și prin El, prin rănile Lui, suntem temăduiți. Uită-te la viața ta, ia hotărâri noi, pentru că Vechiul Testament, exact cu asta se încheie, Maleah, capitolul 3, au stat biserica din Imola, au stat biserica din alte părți, bisericile împreună, și au vorbit unul cu altul, și în momentul când între ei s-a adus numele de Iisus Hristos, știți ce au spus vorbele lor? De astăzi vom trăi pentru cer, de astăzi vom trăi pentru Dumnezeu. Și vorbele lor au fost scrise în niște cărți, care sunt cărțile faptelor. Și numele lor au fost scris în cartea vieții și într-o zi, oameni buni, ascultați-mă. Vei vrea ca numele soției tale să fie auzit, vei vrea ca numele soțului tău să fie auzit și vei da orice ca numele copiilor tăi să fie auzit. Și numele acestor persoane va fi auzit dacă astăzi vei încheia un legământ și o hotărâre nouă și vei spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc și vreau un singur lucru, să scrii numele meu în cartea vieții. Amin. Haideți să intrăm în rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin.